Vă salut toată lumea! Astăzi ne vom juca Shrek The Backrooms. Vă întrebați, bă, Radule, dar n-ai făcut episodii atâtea luni întregi? Da, pentru că joculețul nu mai a primit un update, dar astăzi suntem alături cu developerul care se uită la televizor și astăzi ne vom juca noile nivele. Pentru că joculețul ăsta au băgat noi nivele. Și astăzi, stați la să-mi dezactivez modul de YouTube. Și acum să mi-l dezactivez. Astăzi ne vom juca noile nivele care s-au băgat în acest joculeț. Da, și astăzi ne vom juca noile update, noile nivele. Chiar curios cum vor fi. Bine, adevăr că m-am jucat înainte ca să le completez. Suntem în nivelul la ce nivel? 2 sau 3, că nu știu. De fapt, da, 2 sau 3, nu știu cine. Ce? Ua! Shrek? Păi mă, că auziți ce sunet are ăla? Ok. Ok, ce sunet are? Văd că e foarte încet. Prima vedere au venea viteză la noi. Vreau să spunez în spatele tău, nu știu de ce am impresia. Are un perete invizibil, fraierul, nu are cum să vină. Ok. Warting. Deci ce ne anunță că e cu jumpscare de and nu știu ce versional de astea. E amenință până la urmă. Deci dacă deschizi ușile cu negru, sunt urâții ăștia care ne-au fugărit înainte pe mine, adică m-au fugărit ăla prin nivelul cu țevile. Uite, deci și dacă e, deci nu trebuie să fie negru ăsta sub. Acum observ. Și dacă acum deschid ușa asta. Mamă, cu sodiu 1 care face așa expert greu. Și când nu este negru, e okay. Ok. Și un frigider. Și uși, mamă. Ok, deci ăsta e un... Parcă nivelul ăsta mi-aduce aminte de partea aia când tipul cu camera lui care a ajuns... prima filmare a backrooms-ului, că arată că poate e reală sau fake. Pe aici s-a aflat o prima persoană. Bine, aici nu era ușa, aici era un fel de gaură neagră, efectiv. Dar dacă vreți să reacționăm și la videoclipul cu The Backrooms, nu uitați să dați like-ul ăla. Bun. Încă o chestie, văd cum i-apropiem și de 700 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta. De ce încă urătam? E un scaun. Ok. Văd că bucătăria nu s-a schimbat. Mai deloc. Ok. Am avut un bănuț. Ce asta? Tigaie? Măi, cam cu ușor realizare, am găsit toate obiecte, ok. Așa zic eu, realizer, că altfel n-am cum să le zic. Wow, ușa e picată. Cât avansez nivelul, zona devine mai... mai distrusă, așa mai de... cereale. Ce sudi, bă? În principal că mergeai pe chestia asta neagră de omorat, dar... Nu. Tare nervant cu joculețul ăsta, are niște nivele așa de ușorele de făcut. Dar... Eu mai fac episodul ăla mai lung. Adică... Nu. What the fuck? Și asta? Super, m-a omorât. Gânganii aia, ce a naibii ar fi aia, nu știu, gânganii. Bă, nu zic că asta e creaturul nou, frate, mă, cac pe mine, apoi. Bă, măcar a văzut, băi, fix fobia aia de gândaci, n-am fobii de gândaci. Bă, dar de gândaci de ăștia care nu-i cunosc. Nu știu dacă cine are fobia asta, frica aia de gândaci ăia care nu-i cunoști bine. Ok.
Dați-o-lec. Bun, deci am cam revenit. Bine, bun, hai să mergem sus, deci nu trebuie să ne atingem de gângani. What? Ce cop, deci efectiv. Tot nu lapte. Știți care e chestia cu joculețul? Oh, uite. Uite ce cheia, mă. O fac, deci am la lanterna din greșeală. Nu știu. Bun. Ok, ăsta a fost nivelul. Bă, dar ce păcat când mai da armele alea. Că erau destul de bine, mă, dar nu știu. Îs nivele care nu te las cu. Nu mă nebuni. Deci nu mă nebuni că vor fi. N-am făcut nimic, șefule, m-am uitat la gândac. Mă, frate, deci e scary treaba, tot e scary de cauza. E scary. Hai să vă explic care e chestia horror aici. Chestia horror e că urătănii las din gândaci. Mamă, dar face ce aici, mi-am făcut ăla că lag aici. Bun. Mamă, dar îți dă făbie gândaci ăștia. Scărăbuși, ce naibii ori fi. So, gândaci ăștia, ai dă nu gâzele astea, nu știu. În principal, de insecte nu-mi frică. Dar să vă explic de ce mi-e frică. De insecte care nu le cunosc. Asta e frica mea. Cea mai mare. Ok. Lemnurile astea. Poate să mai vizitez zona, poate. Bă, dar nu zic că vor fi ma. Nu, dar da, ai pe cap, e sus de tot. Da, nu știam că vine gândac. Tu, ce cu jocul ăsta deja devine stresant. Tot. Ok, jocule, mă bagi în boalea. Jocul ăsta știe să te sperii mai mult. Dar nu mi-e frică de gândac. Bă, dar ce. Bă, sper pe următorul nivel să mai bag gândaci ăștia, că pe bune, mă simt. Mă gândesc acum la gândaci că pot să-i văd și pe ăștia, mă. Bă, efectiv, jocul ăsta dintr-un joc care, bă, ni plimbam, ni. Atâta făceam în jocul ăsta, acum din plimbare a devenit un joc cu gâze de-astea, cu făbiile alea, mamă. Aici, acolo. Ok, pot să iau lemnul ăla. Ia, eu pot să iau lemnul ăsta? Da, mă. Ai un cunu. Pot să? Super. Am picat. Wow! What? Da-i mă, îmi face mie lag jocul, pentru că să-ți dați alea că nivelele astea au vreo distanță foarte mare. Acum înțeleg de ce toate nivelele, de ce jocul face lag. Ar fi fain făcut și optimizat mai bine dacă ar fi hărțile la distanță mare, toate. Asta ar fi șmecher. Dacă ar fi toate la distanță, ar fi ce trebuie, tot. Da. Pentru că așa se mai optimizește, așa mai face o optimizare la joc. Că dacă îl faci așa, una lângă alta, ți-a ce tot jocul lag. Eu zic să dai la distanță, tatis, da. Nu, zic eu ceva la developer. Mai că nu e ușor să ai jocuri. Nici cel mai ușor să ai jocuri pe Roblox. Care Roblox-ul ăsta a naibii are și unor limite. Da, deci n-ai perete invizibil, deci cu ușurință. Și mai dribile. Nu, că vreau să scap din nivelul ăsta. Ha, gândac fraier, papa. Mamă, da, ce fobie mi-a dat gândac ce. Și gata nivelele. Atâta? Atât!
Jocul ăsta își bate joc din mine. Cum atâta, frate, că am jocat mai mult. Auto băgat o... cum zice, o... roată a norocului. Uite, bă, chestiile astea erau dinainte, oricum. Și ce mai e aici nou? Ce poți să pui coduri? Ok. Mă, ce scump e arma asta. E o armă care îmi puși cu bani. Ui, ce are ăla în mână? Mamă, ce... Uite, nubii. Săraci copii. Uite, nubii. Bă, de ce mi-a luat arma? Stați la cum e ciordit arma, nu știu de ce. Stați când da, eu nu vreau iarăși. Bă, fraților. Da, cam atât pe acest. Atâtea a fost nivelele. Nu au fost numeroase. Și s-o de așa toată. În fine, să mai ținem la domnul Veploper. Ca să încheiem episodul cum am început, așa să și îl încheiem. Deci, cam atât pe acest episod. Nu a fost un episod cine știe lung, pentru că joculețul ăsta are niște nivele destul de mici. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți episoade pe viitor, eu am fost Radu Hitler și dacă v-a plăcut, eu am fost Radu și v-am lăsat. Pa!